Salutare! Astăzi ne vom uita peste foarte multe lucruri interesante. Vom discuta despre Bitcoin, despre economie, despre recesiune, despre Fed, despre altcoin-uri, despre tot ce vreți voi, ca să știți unde ne aflăm în această parte a ciclului. Un like, un subscribe dacă nu ați făcut-o deja până acum. Și înainte să începem, îmi zicea ieri copilul meu Victor: tati, știai că n-ai cum să dai like în mai puțin de 2 secunde? Și am zis: serios? Da, că mă uit la nu știu cine are el niște de ăștia cu gaming. Așa au zis, că n-ai cum să dai like în mai puțin de 2 secunde. Și am zis: bă, Victor, eu zic că poți. Și atunci facem un concurs să vedem dacă puteți să dați like în mai puțin de 2 secunde, începând de acum. Dacă ați reușit să dați like, lăsați un comentariu să știu, să-i zic: Victor, ți-am zis eu că se poate da și mai repede de 2 secunde. Și acum hai să revenim la chestii mai serioase. Cu ce să începem prima dată? Am multe de povestit cu voi astăzi despre recesiune, despre Bitcoin, despre earnings, pentru că sunt în toi pe bursă, despre Fed. Hai să începem cu recesiunea. Dacă mai țineți voi minte, vă prezentam eu un indicator care încerca să estimeze când va veni recesiunea în America și arătam ok. Acum, pentru voi, m-am agitat și am mai găsit un site care tot așa prezintă probabilitățile pentru o recesiune globală, oricum pe noi ne interesează ce se întâmplă în America, și vi-l prezint acum. Îl vedeți pe grafic, dar înainte să discutăm despre această recesiune, probabilitate, hai să vă arăt ceva aici. Este un indicator de pe Yahoo Finance prin care se discută scenariul despre avem soft landing, no landing, hard landing și așa mai departe. Și dacă ne uităm, un număr tot mai mare de investitori, 36%, consideră că economia Americii se îndreaptă încet, dar sigur, spre un scenariu de no landing. Adică culoarea asta, da? Culoarea asta deschisă, uitați aici, cum am zis, 36%. Și ce înseamnă acest lucru? Ce înseamnă no landing? Păi un scenariu în care inflația nu atinge ținta de 2% a Fed-ului și n-ai cum să nu zici că nu e un sâmbure de adevăr. Uitați-vă că în loc să scadă, inflația are bounce, suntem peste 3%. Și în același timp, în timp ce nu se atinge ținta de inflație, economia SUA continuă să crească. Ați văzut, PIB-ul a crescut, companiile raportează tot pe plus, atunci încep să fie tot mai mari probabilități ca acest scenariu de no landing să se întâmple. Dar hai să ne mai uităm pe încă un sondaj făcut de cei de la Bank of America. 54% dintre respondenții sondajului consideră că avem șanse de un soft landing în care creșterea economică încetinește, dar nu până la recesiune. Adică ușor luăm piciorul de pe accelerație, un pic piciorul pe frână, dar nu ne izbim. Dar dacă ne uităm așa în istoric și ce, de fapt istoric, ce mai estimează ci din acest sondaj, că inflația va reveni la media istorică, adică de 2%, dar va mai dura. Dacă ne uităm la acel indicator, numai puțin să vi-l arăt, vedem și aici ceva interesant. Acest nivel de 50, când se ajunge acolo, sunt șansele foarte mare pentru o recesiune. Aici am fost conform acest indicator, în decembrie și ianuarie 2000. Deci în decembrie 2022 și în ianuarie 2023 am fost aici la probabilitățile mari pentru o recesiune. Acum, noi în prezent ne aflăm la valoarea de 33,22 din 100 posibil. Și dacă ne uităm, cu ochiul liber se vede că probabilitățile sunt mici ca America și economia globală să intre într-o recesiune. Și cu toate acestea, totuși, lumea se sperie. Lumea e
panicată. Lumea acum vinde cripto, mai nu zic că toți, o parte. Dar ajungem și la acest subiect. Hai să ne uităm prima dată peste Bitcoin earnings, Astăzi au raportat rezultatele cei de la Taiwan Semiconductor, au depășit acest earnings per share, 1,34 față de 1,3 estimările, dar pe partea de venituri au ratat foarte, foarte puțin, 18,24 de miliarde și specialiștii, de seama, se așteptau la 18,28 de miliarde. Acum, dacă ne uităm ce companii mai raportează zilele acestea, astăzi campionul va fi Netflix, au aceste estimări, earnings per share de 4,51 și 9,27 de miliarde pe venit. Rămâne de văzut ce vor raporta, cum vor fi datele. Hai să vedem ce mai este așa interesant. Mai e vreuna interesantă astăzi, uite, Kimberly & Clark, iar e o companie mare din America care va raporta tot astăzi. Ceva bănci regionale. Hai să vedem mâine. Mâine avem Procter & Gamble, e o companie foarte importantă. Păi ne mai interesează ce va raporta Procter & Gamble, pentru că mă interesează ceea ce vând ei. Ei vând produse de curățare, săpunuri, detergenți și așa mai departe. Și dacă aș vedea, să zicem, o ratare pe estimări, pe partea aceasta, înseamnă că, ups, ceva se întâmplă în America, înseamnă că se taie din cheltuieli, cheltuielile care sunt esențiale. Asta îți arată chestii de nașpa. Cât timp lucrurile esențiale se cumpără, eu nu sunt așa speriat, dar rămâne de văzut mâine cum vor raporta și acum vedem și pe săptămâna viitoare tot felul de companii. Până la urmă le discutăm în videoul de săptămâna viitoare și atunci revenim la Bitcoin. Hai să vedem ceva interesant despre Bitcoin. Nu mai este mult, chiar o zi și un pic, și o să vină acel halving. Am un video pe canal, în caz că l-ați ratat, unde efectiv explic tuturor ceea ce cred eu, conform datelor, se va întâmpla pe cripto și mai ales pe graficul Bitcoin, raportându-ne la halving. Acum, dacă ne uităm pe ceva ce au publicat cei de la Glassnode, hai să vedeți ceva interesant. Sunt aici niște statistici. După primul halving, Bitcoin a crescut cu 1000%. După al doilea halving, a crescut cu 200% și după al treilea halving, a crescut cu 600%. Noi acum suntem la al patrulea halving, care vine. De ce am dat, Doamne, click? Ba, așa, ca să se vadă mai bine. Noi suntem pe aici, da? Acestea au fost ciurile de bull market, bear market, raportate la halving și suntem aici, da? Nici măcar nu ne apropiem de partea aceasta. De ce vă panicați? Nu vă înțeleg. Suntem la o parte din traseul pe care Bitcoin are să-l facă. Eu nu zic că o să dureze atât cât a durat în celelalte cicluri, pentru că ciclul ăsta un pic Bitcoin s-a grăbit, dar să consider că aici a fost topul și că trebuia să fi vândut și aoleu maică, ce-am făcut, mi-am pierdut toți banii și acum vând în panică, Doamne, vă rog eu să nu faceți așa ceva. Acum hai să revenim. Ce s-a schimbat în acest ciclu față de celelalte? Păi avem aceste ETF-uri și cei de la Glassnode, chiar dacă se ocupă cu chestii de on-chain, realizează că nu mai sunt cicluri la fel ca în trecut. ETF-urile din America, o să vină și din Hong Kong cât de curând, acum momentan doar s-au aprobat, încă nu s-a dat drumul, se schimbă ecuația. Minerii, știți că minează 900 de Bitcoin pe zi în prezent, o să ajungă la 450 și ce ne interesează pe noi? Păi, acest grafic, îl vedeți aici, avem Bitcoin miner issuance versus spot ETFs demand și ce vedem? Cred că trebuie să-mi pun eu ochelari cât de curând, că nu mai văd așa bine. Da. Deci, cu portocaliu este issuance, adică Bitcoin minați, adică inflația de pe Bitcoin, iar cu albastru reprezintă ETF-urile.
Da, ce se cumpără, se vinde prin intermediul ETF-urilor. Și după cum vedem, chiar dacă sunt perioade cu spike în jos, mai sunt și zile proaste, cum avem și noi în viața curentă, per total se acumulează mai mult prin ETF-uri decât se vinde. Și atunci este o, cum să zic, un echilibru între cerere și ofertă. Și acum ce s-a schimbat față de ciclurile trecute, păi mai avem încă o cerere. Deci pe lângă cei ca noi, ca voi, ca alții care cumpără Bitcoin de pe exchange-uri, avem persoane care o să cumpere Bitcoin de pe ETF-uri. Și concluziile celor de la Glassnode seamănă cu ceea ce am zis și eu în videoul de săptămâna aceasta. Trebuie să luăm în calcul mai mulți factori care o să nuanțeze răspunsul piețelor în următoarele halvinguri de ce se referă, nu doar la acesta, cât și cele din viitor. Activitățile de pe ETF-uri, dinamica piețelor, trebuie să vedem dacă vând long-term holderii. Gândiți-vă când se gata petrecerea, cei care sunt long-term holderi, ei o să vândă și o să prăpădească piața. E de urmărit tot timpul acest raport și psihologia de halving. Avem foarte multe sell the news, asta se întâmplă în piețe, mai ales în cripto, mai ales pe Twitter, pe Reddit, da, Twitter e campionul, tot felul de narrative, vine halvingul, ne ducem în tavan. După halving, nu știu cât a crescut, după halving, nu știu ce a făcut. Uitați-vă la videoul meu, vă rog frumos, să vedeți exact ce și cum se va întâmpla din punctul meu de vedere pe Bitcoin după halving și atunci revenim la Fed. Am zis că discutăm multe chestii interesante. Hai să ne uităm. A avut Jerome Powell încă un speech săptămâna aceasta. Am postat și pe grupul de Discord al celor din comunitate. Dacă sunteți interesați, aveți acolo buton, dați join și veniți în comunitate și discutăm foarte multe lucruri, dar mai aveți un pic de răbdare, vă zic și ce se întâmplă în comunitate un pic mai târziu. Și dacă ne uităm, în iunie nu mai avem pivot, s-a schimbat din nou. În iulie, nici măcar în iulie, nu mai avem pivot. Și totul după speech-ul lui Jerome Powell, care a spus că nu e mulțumit de parcursul inflației. Trebuie să mai stea cu dobânda de politică monetară sus, n-au de ales, până inflația nu scade, până nu sunt siguri că au rezolvat problema asta, nu se grăbesc și stau și așteaptă. Și dacă ne uităm când ar putea să vină prima tăiere de dobândă, estimările astăzi, deci am zis estimări, pentru că se pot schimba instant. Un singur speech, să-l dea altfel Jerome Powell și bup, se schimbă tot. Doar în 18 septembrie 2024 primul pivot se estimează. Cum vi se pare acest lucru? Va ajuta piața cripto? Nu va ajuta? Lăsați un comentariu cu ceea ce credeți voi. Ce vă zic eu? Ce cred eu? Păi, momentan suntem într-o perioadă de normală, de corecție, de sideways, de pre-halving, post-halving, dar asta o discutăm imediat pe grafic. Și înainte să trecem la grafice, o să ne uităm peste Bitcoin, Ethereum și cred că 4 sau 5 altcoinuri. Vreau să vă zic două, trei vorbe despre psihologie și despre ceea ce se mai întâmplă pe grupul de Discord. Începem cu Discordul. Ieri am postat cu argumente, nu că am zis eu, unde anume o să vând toată Solana mea ca cei din comunitate să aibă planul meu din timp, să nu fie luați prin surprindere, nu știu, peste 5 luni, 6 luni, când o să dau mesajul around everyone, băieți, am vândut Solana, am început să ies din Solana sau am vândut jumătate, am vândut toată Solana, am vândut Ethereum și așa mai departe. Mie așa îmi place să îmi pregătesc pașii din timp, așa sunt eu de fel. Cum i-am construit și mi-am pregătit pașii pentru bear market, la fel acum, nu mă ascund față de voi, eu am de multe luni și asta v-am zis și în multe videouri, că eu îmi pregătesc deja exitul din piața cripto. Pentru că la un moment dat, chiar dacă nu credeți, o să vină și acel moment când va trebui să vindem. Și vă zic din experiență, din ciclul trecut, să cumperi e ușor pentru majoritatea. Pentru unii e greu și să cumperi.
Pentru majoritatea, cel mai greu este să vândă. Lăcomia vă va măcina, efectiv. Veți fi paralizați și nu veți vinde. Nu că se duce mai sus. Mai sus. Bă, ești prost. Cum să vând aici când mi-a zis X, Y de pe YouTube, Twitter? Bro, $1000 scrie pe Solana. Near, $50. EGLD, de la 1000 la 1500 de dolari și tot felul de targeturi fanteziste, minciuni ordinare, astfel încât ca respectivii influenceri și băieților deștepți de lângă ei să vândă și voi să rămâneți cu ea în brațe. Ați înțeles ce am să zic? Adică, ca să vândă ei sus, unii trebuie să rămână să creadă că merge și mai sus, și mai sus, și mai sus. Hai să vă mai zic o chestie de psihologie. Când eram în 2022 și în 2023, am eu niște cunoscuți prieteni care nu sunt așa cu investiții, nu sunt atrași și tot timpul îmi ziceau, Dani, vinde acum până mai poți. Deci mă terminau. Cred că săptămânal sau cel puțin de două ori pe lună, bă, ai vândut, vinde-mă acum până mai valorează ceva. Pentru că ei erau cei din exterior care se panicau, vedeau că, uite, Bitcoin a căzut, altcoinurile au căzut, După aia când am ajuns break-even, deci eu recunosc față de voi, am stat o bună perioadă din bear market în pierdere, asta se întâmplă și la investitori, nu trebuie să ai bottom-ul. Când am ajuns break-even, numai așa de I told you so, i-am zis, bă, am ajuns pe zero. Știți care a fost reacția lor? Ieși acum pe zero până mai poți, ieși măcar să nu-ți pierzi banii. N-am vândut. După aia când au crescut, a venit acea nebunie din toamnă, iarnă. Mă de al naibii, așa sunt și eu, recunosc om și na, avem și noi defecte. Le-am zis, băieți, ce bine arată portofoliul meu ăla pe care voi a zis să-l vând în gaură, după aia să ies break-even. N-au mai zis nimic. Acum, când au văzut că iar corectează piața, ce credeți că s-a întâmplat? Din nou, aceleași persoane, două la număr, mă stresează pe mine. Dani, ai vândut când ți-am zis? Și am zis, nu. Ți-am zis că ești prost. Na, vezi? Iar ai gafat. Uite, iar rămâi fără bani și așa mai departe. Și îi las în pace. Nu mai împlin mintea cu ei, dar la ce folosesc eu aceste replici ale lor? Păi retail-ul, ca așa consider eu, sunt persoanele care sunt noi sau habar nu au și își dau cu părerea. Și la fel cum în bear market ziceau să vând în gaură numai să-mi recuperez banii și n-am vândut, ce s-a întâmplat? Exact opusul. Piața a crescut și am fost pe profit. Când au zis să ies la break-even, ce s-a întâmplat? Exact opusul. Piața a crescut și m-am dus pe profit. Profit mare de tot. Când ei au zis, da, ne vinde că e gata, e topul, eu n-am vândut, pentru că nu ăsta a fost planul meu de la bun început. Nu mă deranjează volatilitatea pe termen scurt. Și ce credeți? Că mi-au zis acum, chiar ieri mi-a zis, bă, vinde acum, măcar până mai e ok. Vinde acum, Dani, nu mai sta, vinde tot. Am vândut? Nu. Ce fac? Păi invers. Cum gândește majoritatea, cum gândește retail-ul. Păi ce faci, Dani? Păi cumpăr. Da, când ne uităm pe grafic, vă explic ce și cum și de ce cumpăr acum. Pentru că nu este gata. Nu s-a terminat acest ciclu de bull market. Hai că vă mai arăt de ce. Uite, am și uitat ce snipuri aveam pe aici. Uitați-vă acest dashboard. Este de la Benjamin Cohen. Deci eu o recunosc când mă inspir de la alții influenceri de pe YouTube. Ce vedem aici? Indicator, dashboard, historical, social, metric, risk. Ce i-am calculat aici? O chestie super tare. De fapt, mai multe chestii. Tot ce înseamnă și tot ce face retail-ul. Adică de pe YouTube, de pe Twitter, probabil are și Reddit în spate, habar n-am, și a comparat topurile pieței cripto cu interesul, hype-ul, leșinătura, cum vreți voi, retail-ului. Și dacă ne uităm, acum când Bitcoin a ajuns la $73.000, noi eram doar la 0,4. Stai să fac cu zoom ca să vedeți și voi mai bine. Eram pe aici, uite, 0,45. Și acum vă dați seama că retail-ul s-a răhățit pe el, pe românește, când vede că a corectat piața nu știu cât, e cam bear market aproape, uitați-vă cât de jos a căzut și chiar credeți voi,
Aici a fost topul, când retailul de fapt nici nu e interesat de cripto încă. Pe bune, uitați-vă ce s-a întâmplat în celelalte cicluri. Cât de sus ne-am dus, cât de sus ne-am dus, cât de sus ne-am dus. Acum am fost doar aici, la jumătate din partea socială. Toate topurile mari în piețe se dau de către retail. Smart money cumpără în bear market, ridică piața, o ridică, până efectiv retailul cade în capcană și crede că mai merge încă 5x, 10x, că influencerul lor favorit le-a zis chestia asta. Și atunci smart money vinde când retailul e euforic, că retailul e lacom, crede că se îmbogățește peste noapte. Acest metric nu arată acest lucru. Uitați-vă încă o dată, unde am ajuns? La nivelul de aici, din, să zici, iunie 2020, adică pe aici. Uite așa a venit după aia, păc, suntem aici. Și multe alte metrics-uri îmi arată că nu avem încă topul final în piața cripto, dar, cum am zis și în videole trecute, mai sunt două ture de stadion. Asta ce înseamnă? Că mai avem doar ultima perioadă, chestia asta de parabolă. Și până nu avem chestia aia, suntem doar într-o perioadă normală de consolidare, corecție, cum vreți voi să-i spuneți. Pe Discord postez foarte multe lucruri, atât eu cât și cei din comunitate. Suntem aproape 500 de persoane. Dacă vreți și voi să vă alăturați, să ne ajutăm unii pe alții, să facem bani din acest spațiu, aveți acolo butonul de join. Până la urmă, cum ziceam eu pe vremuri, ce aveți de pierdut? Veniți o lună, nu vă place, ieșiți, dar eu zic că e păcat să ratați multe oportunități, să vedeți în ce proiecte cu fundamente e bine să investim. Până la urmă, long term, chiar dacă nu credeți, da, o să se dovedească, fundamentele contează chiar și în cripto. Evident că hype-ul este foarte important, dar hype-ul se creează prin fundament. Până nu faci o chestie interesantă, nu va exista hype pe proiectul tău favorit. Și acum hai să ne uităm pe Bitcoin, Ethereum și 4 sau 5 altcoin-uri. Dacă dorești să te alături unei comunități de sute de persoane, apasă butonul Join și o să ai acces la foarte multe beneficii, începând cu prioritate la răspunsuri, videouri în avant-premieră, videouri exclusive, live-uri săptămânale, acces la Discord. Suntem aici pentru a face bani în spațiul cripto. Dacă vrei să faci și tu bani alături de noi, apasă butonul Join și ne vedem în comunitate. Hai să începem rapid cu Bitcoin, să vedem cum arată și unde ar putea să ajungă. Dacă ne uităm, punem și EMR-urile. Le-a pierdut pe toate pe daily, atât EMA9 cât și EMA21. Dar unde trebuie să țină Bitcoin? Păi, cel mai bine ne uităm înapoi pe weekly. Știu că v-am zăpăcit, dar am mâncat mai multe scenarii. Hai să vi le zic. Deci, scenariul pe termen mare, macro, e să ne uităm pe weekly. Și pe weekly, suportul foarte important, unde nu trebuie să pice, ar fi $59.000. Pentru că de aici a venit impulsul care ne-a dus ulterior spre un nou all-time high. Dacă e să pice zona de $59.000, următorul suport va fi la EMA21 pe weekly, care crește. Momentan este la 54.800. Acum, strict, dacă ne uităm în trecut ca să vedem ce s-ar putea întâmpla, Bitcoin de cele mai multe ori și anul trecut, când a avut corecție, care e o chestie normală, asta se întâmplă după ce crești foarte mult, a venit și a ținut la zonele în care trebuia să țină. Uite cum a fost la 38.000, cum a fost după aia la 50.000 și atunci sunt șanse, din punctul meu de vedere, ca această corecție să ducă până în $59.000. Și șanse mai mici spre zona aceasta de 55. Acum, dacă mergem pe daily, unde ar fi trebuit să țină Bitcoin ca să nu piardă trendul pe un time frame scurt, era aici,
nu trebuia să pice sub 63.744. Faptul că a pierdut această zonă nu înseamnă aoleo, baubau, vindem tot. Nu. Înseamnă că este nevoie de mai mult timp, astfel încât să vedem dacă pierde și pe time frame mai mare, macro. Până la urmă, noi, ca investitori, trebuie să ne uităm pe weekly, pe grafice, nu pe o zi, nu pe 4 ore, nu pe o oră, nu pe un minut. Că am văzut ceva postări și pe Twitter cu un minut. Îmi venea să-mi dau palme. Și atunci, cam astea ar fi nivelurile la care mă uit și, în caz că sunteți panicați, speriați și nu aveți chef să vă uitați la videoul meu despre halving, ce se întâmplă acum, s-a întâmplat și în celelalte halvinguri. Bitcoin este volatil și dacă Bitcoin e volatil, altcoinurile sunt de câteva ori mai volatile decât Bitcoin și atunci nu vă mai panicați, nu vă mai speriați din nimic. E ca și cum voi aici v-ați panicat că a fost volatilitate în perioada asta. Ca și cum voi v-ați fi panicat în mai 2020 când au avut halvingul pe Bitcoin și pe ați văzut cum a corectat de la 9900 până la 9100. Wow, le-o vindem tot și după aia ce a venit? Trebuie doar să aveți răbdare. Cine mai vrea? Și eu am înțeles jocul. Cum se fac banii? Cumpără altcoin-uri în 2024 când toți le prevăd moartea. Că se duc la zero și mai bine le vindeți acum. Dacă aveți expunere în piață și nu mai vreți să acumulați pentru că ăsta e planul vostru, nu mai puteți, asta v-a săturat, ce vă sfătuiesc, nu vindeți în pierdere, nu vă grăbiți. Țineți de monede, o să vină și vremuri mai bune, trebuie doar să aveți răbdare. Și celor care deja au vândut, că o să recumpere mai jos, pot doar să vă zic succes, multă baftă. Hai să trecem și la Ethereum. Hai să ne uităm și peste Ethereum. Suntem prima dată pe weekly și ce vedem că a făcut Ethereum. Aici, acest week foarte mare a trecut prin EMA21, media mobilă cu verde și în prezent a testat încă o dată zona de 2926, unde este și aproape EMA21 și ce este această zonă? Este o zonă bună de suport long term. Acest medie mobile EMA21 a mai fost și în trecut, inclusiv în ianuarie 2024, uitați-vă aici, un week foarte mare, dar cât timp candela plină, închiderea de zi nu a fost sub EMA21, Ethereum a continuat să crească. Acum a retestat încă o dată și rămâne de văzut cum va închide duminică, dacă va menține acest nivel de 2896 de dolari. Acum, strict, zone de interes pentru traderi. Traderii guvernează piețele, atât cripto, cât și bursele, dar mai ales cripto. Și atunci, unde se uită traderii? Păi, primul nivel important de suport ar fi la 0.382 la 2870. O zonă incredibilă long term, dacă mai ajunge aici Ethereum, unde a fost UIC-ul care a fost cumpărat, este 0.5 pe Fibo la 2493. Hai să rotunjim 2500. Deci dacă ajunge Ethereum aici, trebuie cumpărat cu 10 mâini dacă puteți. Și cel mai important nivel pe care traderii îl folosesc pe Fibonacci, 0.618, este la 2115, dar trebuie să corelăm tot timpul și despre ce activ vorbim. Când vorbim despre Bitcoin, despre Ethereum, nu faceți greșeala să comparați nivelurile Fibonacci cu un altcoin de pe locul 500, 1000, 2500. Activele mari nu cad pe corecție atât de mult ca monede mai riscante, mai shitcoin-uri, cum să le zic, sper că nu vă supărați. Și atunci, mi-e greu să cred că mai vedem Ethereum la 2115 de dolari anul acesta. E doar părerea mea, nu dați cu par în mine. Ce ne mai interesează pe Ethereum? Uitați-vă la această linie de trend, cu MOV, unde am avut conectat bottom-ul,
Ulterior, în noiembrie 2022, aici a fost doar o mișcare fake. În octombrie 2023, cât timp ține această linie de trend la nivel macro, suntem într-un trend ascendent. Chiar dacă vedeți corecții mari, trendul este în continuare ascendent. Ce trebuie să facă Ethereum pentru un scenariu bullish este să nu piardă nivelul de 2918 dolari, unde avem rezistență, adică suport, atât din EMA 21, cât și din candela săptămânală, unde am avut aici mult suport, multe atingeri în mai 2021, septembrie 2021, aprilie 2022. Și ce să vă mai zic eu despre Ethereum? Sunt curios dacă vreți să mai acumulați Ethereum, la ce nivel de preț, puteți lăsa un comentariu, vreau să văd cum gândiți voi. Ce sper că nu ați cumpărat pe pump-urile astea și ați așteptat corecții pentru a acumula. Asta trebuie voi tot timpul să faceți pe orice proiect. Niciodată nu cumpărăm verde, pentru că asta înseamnă FOMO. Tot timpul noi trebuie să cumpărăm roșu. Asta înseamnă panică. Dar și panica asta nu trebuie cumpărată după prima candle. Deci nu prima săptămână de roșu pe Ethereum te apuci și cumperi la 3600. Nu e mare diferență între 4000 și 3600 și atunci aștepți corecții mai ample dacă vrei să mai intri. Până la urmă, chestia asta, iară, cum să zic, e un lucru la care foarte multe persoane uită și greșesc, pentru că efectiv nu știu când să se oprească. Cumpără în neștire, fără să aibă un plan bine definit. La fel cum nu vând, la fel nu știu nici când se oprească din cumpărare. Eu Ethereum n-am mai cumpărat de multă vreme, pentru că planul meu a fost să acumulez până la un anumit nivel și după aia mă opresc. La fel am făcut și cu Solana, la fel am făcut și cu AVAX, la fel am făcut și cu Nier, la fel am făcut și cu multe alte proiecte mai vechi. Am avut un plan, m-am ținut de el și ulterior am zis gata. Mi-am făcut planul, mă ocup de proiectele noi. Acum, dar are și un video mult prea lung, putem discuta, uite, poate facem sâmbătă un video despre proiecte vechi, proiecte noi, despre ce a fost în ciclul trecut, ce a fost de fapt în ciclul acesta, despre ce așteptări am avut noi de la proiectele noi și cum nu prea s-a întâmplat ceea ce ne-am așteptat. Da, asta facem sâmbătă, uite, și notez ca să nu uit. Și atunci dacă am făcut și Ethereum, mergem la următorul altcoin, Algorand. Hai să-l vedem pe Algorand ce ne spune graficul. Tot așa pe weekly, a pierdut toate EMA-urile importante, deci clar un trend nu prea grozav, dar când te uiți strict la structura de preț, Algorand nu trebuie să închidă pe weekly sub 0,16. Deci nivelul ăsta este foarte important pentru a menține structura la un trend ascendent. Pentru că de aici, din zona aceasta, a venit impulsul unde a făcut un higher high. Când va pierde zona asta la nivel macro, va face o structură descendentă dintr-un low, lower low și așa mai departe. Acum, cei dintre voi care doriți să mai acumulați, v-ați făcut research-ul pe proiect, vă place ceea ce dezvoltă echipa, vă plac fundamentele, vă plac parteneriatele și așa mai departe, unde se cumpără Algorand? Păi, 0.618 o parte, deci nu toți banii, pentru că Algorand este mult mai riscant decât Bitcoin, decât Ethereum și atunci uitați-vă, și corecțiile sunt mai ample. Nu confundați 0.382 pe Ethereum cu 0.618 pe Algorand sau așa mai departe. Și atunci, cumpere aici primul DCA la 0.17, momentan zona e pierdută, n-a fost ținută ca și suport. A dus acest week foarte mare până în zona aceasta din ianuarie 2024. Aici am avut un double bottom, dacă se menține zona. Și următoarea zonă interesantă de suport long term, dacă este să ajungă aici Algorand, e de cumpărat mai mult decât ați cumpărat aici la 0.17. Aici ar fi 0.13. Multe altcoinuri corectează între 0.68 și 0.76, cele mai riscante, cele mai micuțe,
ca și capitalizări, mai ales ce înseamnă gaming și proiecte mai așa no-name, merg în general spre zona asta, uneori chiar și aici ajung. Și atunci, cei care vreți să vă mai adăugați ceva Algorand la portofoliu, cam astea ar fi zonele importante de acumulare, și răbdare, fără panică, fără all-in, fără gata că eu știu că aici e bottom, că eu știu că aici, că eu știu că aici. Nu știe nimeni unde este bottom-ul. Toți ne uităm, ne facem, eu acum vă zic cum fac eu ca și investitor. Trebuie să ne uităm și să gândim peste 6 luni, peste un an, dacă cumpăr acum, să zicem, Algorand la 16 cenți, e un preț bun pe următoarele 12 luni, pe următoarele 6 luni, pe următorii, nu știu, un an, 2 ani, 3 ani. Dacă da, cumperi. Dacă nu, nu cumperi. E simplu. Așa gândesc eu. Acum trecem și la încă un altcoin. Uităm peste Avalanche. Hai să vedem Avalanche ce a făcut. Și uite, cu ocazia asta facem comparații și între altcoinuri. Comparăm cum a căzut, cum a corectat Avalanche cu Algorand. Să vedem la același nivel de risk reward. Hai să vedem. Algorand era deja cu candelă plină sub 0.618. Uite că VAX nu este, doar week-ul a dus la 0.618, care era o zonă foarte bună de buy, pentru că aici a fost suport, și uitați-vă că de aici a venit și impulsul de cumpărare. Traderii aici au știut că este o zonă bună, 0.618, și au cumpărat și după aia a venit ce a venit. A mai venit încă o săptămână și de cele mai multe ori se caută lichiditate și când vedem așa week-uri mari, o să vină la un moment dat, de cele mai multe ori, nu tot timpul, și candela plină se îndreaptă spre aceste zone. Ma, nu tot timpul. Dacă ne uităm aici, în ianuarie 2024, nu a mai venit și candela plină la acest week. Acum, când te gândești așa long term, ce ziceți? AVAX la 30 de dolari. E ok long term sau nu e ok? Pentru cei care nu ați cumpărat deloc, cei care sunteți ca mine, care aveți o medie pe aici, dați seama că nu vă mai interesează AVAX la 30 de dolari, când tu ai media pe aici. Eu vă zic cum fac eu. Sunt și persoane care preferă să acumuleze un pic mai sus, să-și crească media, un proiect care e super tare, pentru că ei vor face bani long term și de aici. Adică, tu când ai aici, zicem, 10.000 de dolari în zona asta, tu o să faci de aici, zicem, ipotetic, 10x, da? Tu când cumperi aici, chiar dacă îți crești media, tu o să faci și de aici poate încă 5x. Și atunci, per total, la sfârșit, când vinzi, tu ai introdus 11.000, să zicem, în piață, dar ai scos suficient și profit. Abordarea mea e un pic mai diferită, mai conservatoare. Mie nu-mi place, mai ales pe altcoinuri, să îmi ridic media. De aceea m-am oprit din a cumpăra Solana când a trecut de 31 de dolari, unde aveam eu media, la fel am făcut și pe AVAX, pe NIR. Până la este doar abordarea mea. Eu vă recomand voi să folosiți propriul vostru plan. Ceea ce vă zic eu pe canal nu e sfat financiar, nu e viitorul, nu e copiați, uite Dan face asta, nu. Dan vă zice ce face el, voi trebuie să analizați prin filtrul vostru de gândire. Că știu că vă uitați la mai multe persoane pe YouTube și chiar vă sfătuiesc, e ce trebuie, trebuie să vă luați informații dacă voi considerați din mai multe părți, dar la sfârșit treceți prin filtrul vostru. Filtrul vostru de gândire sunt banii voștri și atunci voi investiți munca voastră în ce proiecte vreți voi și la ce nivelul de preț vreți voi. La fel, voi veți vinde unde considerați voi, nu luați deciziile de cumpărare și de vânzare de pe internet. Vă zic din experiența multor prieteni, cunoștințe care au cumpărat în bull market-ul trecut o felul de proiecte că au auzit pe internet și după aia acel influencer n-a mai vorbit niciodată de acel proiect. Oare de ce? Ce credeți voi? Ia lăsați voi un comentariu. De ce credeți că unii influencer vorbesc la greu de una, două, trei proiecte, unul, două, trei proiecte și ulterior pauză. Nu mai auzi nimic de proiectul ăla. Și atunci, cine mai vrea să acumuleze AVAX, e simplu. Gândiți ca un mini roboțel, 30-36, dacă ajunge la 20-82, e greu să cred că ajunge, dar știi cum e, nu știi niciodată, aici e de cumpărat masiv, aici e de cumpărat mult și răbdare. Cel mai mult, aici trebuia. Aici era FOMO, aici nu e FOMO, aici nu e FOMO,
Și dacă ne uităm așa rapid, mai de curiozitate, cât a corectat aici AVAX? 45,57% și acum cât a corectat? 45 și acum am avut pe week 54 și acum avem 47. Deci, ce vedeți aici? Este exact ce se întâmplă aici. Ce s-a întâmplat după această perioadă de panică? Aoleo, ne ducem la 0, ne ducem la 10 dolari, ce ziceau toți? A venit în sus. Acum ce se întâmplă? Șanse mari, probabilități, exact același lucru dacă voi aveți răbdare. Haideți să ne uităm și peste RUN. Cam toate algoritmele au același pattern. Acum, toate au fost în divergență bearish pe weekly, asta oricum am zis și în videourile trecute, se vedea, multe erau în aceeași chestie, avea un RSI mai mic, adică făcea un lower high, în timp ce prețul făcea un higher high, asta e o chestie de slăbiciune în piață, dar până la urmă cine e investitor nu stă și că vinde aici, cumpără pe aici, că iar vinde ping-pong, ăla e de fapt trader și atunci nu insist pe divergențe și pe chestii de genul când prezint pe graficul meu, pe videourile mele, pentru că sunt și perioade când aceste divergențe nu se adeveresc și poți să vinzi mai mult, mai repede decât trebuie și atunci rămâi și suferi, ca să zic așa. Hai să comparăm, cum am zis, monedele, da? Păi, unde este... Ce am făcut, mă, pe aici? Ce am făcut... N-am desenat bine. S-a mișcat graficul numai puțin. Așa. Unde este un nivel super tare pe RUN? Păi 0.618 este la 4.76. A fost atins, a trecut chiar și sub. Și atunci cine este investitor aici avea o zonă bună de a acumula cu DCA dinamic. Mai zic încă o dată, niciodată all-in, FOMO, că noi știm viitorul. Pentru cine... A făcut research pe proiectul ăsta, vrea să-l dețină și n-a cumpărat în zonele acestea și nu a făcut FOMO pe aceste pompări. Acum piața îți dă șansa să te reîntorci în ianuarie 2024. Adică acum 3 luni de zile, când aici poate ai fi vrut să cumperi și după aia te-ai ofticat, uite cât pampă a făcut, acum piața vine și zice Cipriane, Răzvane, Daniele, cum ne cheamă pe fiecare, uite, îți mai dau o dată ocazia să cumpere aici, că tu ai fost răbdător și ai înțeles că nu se intră pe FOMO. Acum foarte multe persoane, nu mai cumpăr, frate, uite-te. Uite-te, e gata, e pa. Cum să mai cumpăr la minus 61%? Ești nebun, e gata, e adio, vând tot. Și de fapt, ce credeți voi că se va întâmpla după câteva luni, nu sau săptămâni? Își va reveni. Și de ce își revine? Asta într-un alt video. Mai n-am timp să vă zic chiar toate chestiile. Hai să ne vedem în trecut. Cât a corectat aici? Minus 48. Acum a corectat mai mult pentru că și week-ul ăsta a fost foarte mare. Dacă nu luăm week-ul în calcul, să fie similar ca aici, cât a scăzut? Hai să luăm, uite, similar ca și data trecută. 51%. Păi, seamănă asta cu asta. Dar voi trebuie să luați în calcul și volatilitatea Bitcoin-ului în preajma halvingului. Păi, dacă aici a pierdut-o și este rezistență și nu reușește în următoarele săptămâni să urce peste, unde este următorul nivel unde poate să ajungă RUN? Păi, în primul rând, aici ar trebui să fie în radarul vostru și aici, 0.76 la 3 dolari. Unde am avut aici? De cât suport aici? Adică a fost rezistență, dar asta redevine suport când ne reîntoarcem. Și dacă stai și te gândești ca un investitor să-ți faci media între 3 și 4 dolari pe RUN, e bine? Nu e bine? Aici voi trebuie să vă răspundeți și voi trebuie să știți dacă mai acumulați sau nu. Eu doar vă prezint zonele bune de suport, dar decizia este la voi. Salvăm, mai avem doar două grafice. Haideți că mai rezistați un pic, vă rog eu frumos. Nu renunțați acum, la fel ca și în investiții, nu renunțați nici la a vizualiza videourile mele și ne uităm la Celestia. Celestia a rupt pe foarte multe persoane, rupt în ghilimele, cu creșterea ei explozivă de aici. Inclusiv eu
M-am ars cu Celestia, am spus de atâtea ori pe videouri, nu mă ascund față de voi, nu sunt perfect, sunt un om ca și voi. Am așteptat mai jos, că face și drege, că eu nu fac FOMO, că aștept după lansare și așa mai departe. Și s-a dus. Rachetă. Ce am făcut? Am făcut FOMO să cumpăr pe aici, pe aici, pe aici, că o ratez? Nu. Am stat pe curul meu, ofticat evident, de ce să vă mint, că puteam să cumpăr și o Celestia pe la 2 dolari. Am avut chiar un live cu membrii și îmi zicea Dragoș, felicitări Dragoș, că el cumpără Celestia, că și eu zic, nu, bro, eu sunt trader, eu dintr-o dată din investitor care gândesc long term, m-am dat-o pe trading, că stai, că trebuie să mai corecteze și s-a dus. Și acum ce s-a întâmplat? Piața mi-a dat ocazia să reintru dacă am avut răbdare. Și ce credeți că am făcut? Am intrat. Am intrat un pic mai sus, evident, am făcut un swap dintr-o monedă mai veche pe care aveam profit și atunci când stau și fac calculele matematice, am o medie bunicică, dar nu sunt pe plus în prezent. Și e panică, mi se pare că plâng, stresat, că n-am profit momentan pe Celestia în 18 aprilie 2024? Nu. Și cum am gândit-o? Hai să vă arăt. Unde este interesantă Celestia? Păi ne uităm și mă gândim ca un trader. Traderii au zonele lor de interes și atunci și noi ca și investitori suntem de fapt niște trader, dar trader pe termen lung. Asta e diferența între noi și trader. Și unde sunt nivelurile? Păi 9,21 și 6 dolari. Acum, wick-ul ăsta foarte mare de panică, uite ce frumos a dus exact până în suportul de aici din 13 noiembrie 2023, a fost la 7,25. Din luna următoare, din mai, pentru că luna asta m-am ocupat de Aptos și de SUI, ca să am, să fiu liniștit, să am expunere suficientă pentru acest bull market, o să mă ocup de Celestia. Și atunci o să urmăresc personal cum va reacționa Celestia. Cât timp ține zona asta de 9,21, sunt șanse, dacă consolidează, să meargă ulterior spre 10 dolari, 11,47. Dacă pierde 9,21, închidere pe weekly, candelă plină, sunt șanse să mai acopere din week-ul ăsta foarte mare. Cum să vă explic? Gen, poți să-ți facă ceva de genul așa, poate mai bine așa și nu ajunge chiar până aici. Să ajungă poate pe aici. Poate. N-am zis că știu sigur. La fel de aici poți să meargă așa. Și o să continui să acumulez Celestia. Pentru mine rămâne un proiect foarte bun. Ceea ce vor să facă domeniul lor este senzație. Au viitorul asigurat și o să urmăresc cum închide în următoarele săptămâni și o să mă gândesc, dar o să intru. Pentru că vreau să-mi scad media. Pentru mine, long term, să am sub 10 dolari media pe Celestia e boierie. Nu poți să repari greșelile trecutului. Eu de seama că nu am cum să mă mai reîntorc și să-mi fac media 2 dolari. Și atunci trebuie să analizez, ok, aici am greșit. Mai greșesc și a doua oară? Sau cum fac? Eu așa gândesc, așa m-a ajutat pe mine tot timpul. Na, nu pot să vă zic, cumpărați, faceți ce vreți. Na, eu vă zic unde cumpăr eu, ceva aici, în zona asta și până aici. Mi se pare o zonă long term excelentă pe Celestia, dar v-am zis, DCA dinamic. Uitați-vă și la procentele din portofoliu, să nu vă treziți că ajungeți, nu știu, cu 60% Celestia și planul vostru era doar de 20%. Tot timpul trebuie să aveți, să fiți echilibrați. Ok, și ultimul proiect pe ziua de astăzi, Solana, moneda mea favorită. Știți cum e, suntem investitori, dar suntem oameni, până la urmă, toți avem chestiile noastre favorite din tot portofoliul meu, nu m-am ascuns, am și video. Solana este cea mai îndrăgită în ghilimele. De seama că nu ajuns să îndrăgești proiecte, că atunci uiți să mai vinzi. Și acum dacă ne uităm, ce v-am zis în videole trecute? Mai multe etaje, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cu cât urcă în etaje Solana, cu atât, ce v-am tot zis? Ce v-am zis? Cu atât, reward-ul mai mic, riscul e mai mare să rămâi cu ele în brațe. Când vă uitați acum pe corecția Solanei, e gata, bro, e gata, s-a dus. Ăsta a fost topul final, ce prost am fost că n-am vândut. Cât a căzut ea să vedem. Până la week,
41% și până la candelă, la data filmării, 35,51. La fel ca celelalte altcoins. Deci nu s-a prăpădit diferit față de altele. Acum dacă ne uităm pe RSI, la fel ca toate altcoinurile, divergență bearish pe weekly și așa mai departe. Am vândut aici? Nu. Dar ne-a fost un prost. Nu am fost. Planul meu nu a fost să fac ping-pong, vând, recumpăr, vând, recumpăr. Eu când vând, am vândut și nu mă mai interesează. Am ieșit USDT, euro și pa. Atunci, dacă ăsta a fost planul meu, de ce să mă abat din planul meu? Tot așa, puteai să zici aici la 50, uite aici, la chiar 47. Bro, aici trebuia să vinzi, era rezistență. Da, bro, au luat fost dată suport și s-a dus. Păi aici la 80, nu chiar 80, uite aici la 78, chiar 74, uitați-vă aici. Bro, aici vinzi, ești nebun, e dita mea rezistență, de aici pică. N-a picat, a fost luată suport, adică a dus mai sus, luată suport, s-a dus și mai sus. Și atunci, de ce să încerc o dată aici, de două ori aici, a treia ori aici? Dă seama că din trei șanse îți iasă. Dar e suficient. Uite o dată aici să fi vândut că eu mă pricep și rămâneam cu ea în brațe, ca să zic, să nu zic prostii pe live, pe video. Și atunci, e prăpădeală pe Solana? Hai să ne uităm. Ce a testat acest week? EMA21 pe weekly. E o chestie normală, asta se întâmplă pe foarte multe active. EMA21, de ce a avut o zi de el, e important în, mai ales pe weekly. Și acum ce vedem? Unde ar putea să ajungă Solana? Hai să ne uităm. Unde este 0.618 despre care vă tot vorbesc? 83. Ce credeți că se va întâmpla dacă, am zis cu dămare, ajunge aici Solana? Se va cumpăra grămadă. Aici vor intra toți traderii, toți investitorii, știți cum va sări de aici, așa, bău, rachetă, pentru că e o zonă foarte, foarte importantă de suport. Ajunge acolo? Dacă eram trader, acum vă ziceam, vă desenam, cum fac toți. Păi dacă e așa, pac, 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 100% aici ajunge. Eu nu sunt genul acela de persoană, eu vă zic că sunt posibilități, strict, tehnic, are șanse Solana aici, doar dacă pierde zona aceasta, zona de 115 dolari. Deci dacă pierde o zona de 115 dolari pe weekly, candelă plină, are șanse să ajungă aici. Dacă nu, nu. Orice. Evident, poți să vină aici să stea, să ia suport și să continue. Vă zic strict tehnic, zona asta e crucială. Acum, voi decideți dacă mai cumpăra Solana la câte acum, 132, dacă ajunge la 120 și așa mai departe. Eu personal nu mai cumpăr Solana. Pot să facă și să dreagă ce vrea ea. Dacă ăla e planul meu, nu acumulez niciodată monede peste media mea, nu mă ating de Solana. Pot să facă și să dreagă să fie nou ETH, ce vreți voi. Deci când mi-am stabilit niște principii, eu mă țin de ele. De aceea vă recomand și vouă, faceți-vă planul vostru, puneți-l pe o foaie, într-un Excel, unde vreți voi, ca să nu uitați. Dacă ziceți, lasă, ține o minte planul, o să vi se schimbe planul. Și dacă planul meu este să nu cumpăr, nu cumpăr. Acum, pentru cei dintre voi care, poate aici n-ați cumpărat, aici n-ați cumpărat, aici n-ați cumpărat. Interesant, zone de suport pe Solana ar fi aici. Zona asta, aici 120, partea asta, tot ce căsuța asta verde, spre 106, unde avem și FIBO pe 0.5 și zona asta. De aici se vor face bani, un bull market și cu Solana, dar gândiți-vă bine, ce așteptări aveți? Să nu credeți că de aici mai faceți 10x, să nu credeți că de aici mai faceți 8x, 10x, 15x, ce vreți voi, se fac din zonele astea. Din zonele de la minus 90, 95, 98 și așa mai departe. Aici greșesc foarte multe persoane că au niște așteptări care nu sunt realiste. Și înainte să închei videoul, că o să vedeți în viitor, nu acum, când își va reveni piața, tot felul de targeturi fanteziste, Solana 1000, Solana 1500 de dolari, vă zic să aveți
video, să nu credeți că m-am ascuns, nu ajunge Solana 1000 de dolari în acest ciclu. Nu stați cu Solana până la 1000 de dolari. Vă recomand să începeți să vindeți mult mai repede. Vreți să știți unde o să vând eu toată Solana? Link, adică click pe linkul din descriere, veniți în comunitate și o să vedeți mult mai multe lucruri pe care le împărtășesc, le împărtășim toți ca o mare familie. Vă mulțumesc pentru vizionare. Pa, pa!